Suntem la finalul studiului pe cele 5 sole ale reformei și în această seară vom avea o privire sumară asupra ceea ce Scriptura ne spune despre al cincilea principiu, soli Deo Gloria. Gloria să fie doar a lui Dumnezeu. Mulți autori care au făcut teologie biblică au încercat să găsească o temă, în special cei care fac teologie biblică, nu teologie sistematică, o temă centrală a Scripturii sau o temă pe care o găsești de la începutul Scripturii până la final. Și s-au sugerat de-a lungul timpului mai multe teme. Nu aș spune că unul dintre ei a prins neapărat singura temă care e de la începutul Scripturii până la final. De exemplu, Evanghelia este o temă pe care o găsești de la începutul Scripturii până la final. Împărăția lui Dumnezeu este o temă pe care o găsești de la început până la final. Și așa mai departe. Au fost sugerate de-a lungul timpului mai multe teme. Însă, cu siguranță, tema slavei lui Dumnezeu se găsește în Sfânta Scriptură de la început și până la final. Și la propriu este, dacă, de exemplu, conceptul împărăției lui Dumnezeu nu-l găsești prezentat cu expresia împărăția lui Dumnezeu în primele pagini ale Sfintei Scripturi sau la propriu în cărți la rând din Sfânta Scriptură nu găsești expresia împărăția lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, chiar expresia slava lui Dumnezeu se găsește din abundență în toată Sfânta Scriptură. De aceea, unii autori au sugerat că Scriptura este de fapt istoria revelării sau manifestării slavei lui Dumnezeu. Asta este Sfânta Scriptură. Într-adevăr, Evanghelia este cuprinsă în toată Sfânta Scriptură. Biblia este despre Evanghelie. Biblia este Evanghelia. Biblia este revelarea planului lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor. Însă dacă predici corect Evanghelia, de exemplu, dacă predici corect Evanghelia, începând cu creație, cădere, crucea Domnului Iisus Hristos, răscumpărare și consumarea tuturor lucrurilor în eternitate, este imposibil să nu predici totul centrat în slava lui Dumnezeu. La creație se vede slava lui Dumnezeu. Căderea are de face cu faptul că suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. În crucea Domnului Iisus este manifestată de plin, la climax, slava lui Dumnezeu. Toate atributele lui Dumnezeu sunt puse în lumină și așa mai departe. Iar veșnicia este o revelare continuă, nemijlocită a slavei lui Dumnezeu. Scriptura, Evanghelia, istoria omenirii este o manifestare, o revelare a slavei lui Dumnezeu. Ce este slava lui Dumnezeu? Și aici am citit, m-am documentat, m-am uitat la multe definiții. Multe definiții sunt atât de pompoase și de grozave că atunci când le citești, după ce ai terminat de citit, în timp ce le-ai citit s-au părut grozave, după ce ai terminat de citit nu mai știi ce ai citit. Da? Sunt foarte frumoase, sunt splendide la propriu, dar poate o explicație simplă a ceea ce este slava lui Dumnezeu este aceasta. Slava lui Dumnezeu este un atribut care arată perfecțiunea sau excelența sau frumusețea tuturor celorlalte atribute. Sau slava lui Dumnezeu este manifestarea tuturor atributelor lui Dumnezeu. Acum, dacă Dumnezeu nu și-ar manifesta, dacă n-ar exista nicio ființă creată și Dumnezeu nu și-ar manifesta slava, întrebarea este, Dumnezeu este slăvit sau nu? Dacă n-ar fi nimeni care să vadă slava lui Dumnezeu, ar fi Dumnezeu slăvit? Cu siguranță ar fi slăvit. Ceea ce înseamnă că slava lui Dumnezeu este ceva ce aparține de ființa lui Dumnezeu. Că tu recunoști în seara asta slava lui Dumnezeu, că percepți cu simțurile spirituale slava lui Dumnezeu sau nu, nu face nicio diferență cu privire la faptul că Dumnezeu este slăvit. Dumnezeu este slăvit fie că noi recunoaștem slava lui Dumnezeu, fie că nu recunoaștem slava lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu este slăvit. Și dacă slava lui Dumnezeu este ceva ce ține de Dumnezeu, dacă Sfânta Scriptură este o revelare sau o istorie a slavei lui Dumnezeu, aș vrea să punctăm în câteva idei mari care în ce constă istoria aceasta a revelării slavei lui Dumnezeu. Să pornim dintr-un punct și să ne ducem undeva, da? Să pornim de undeva și să vedem unde ajungem. Cu siguranță trebuie să pornim din veșnicie. Cum am spus deja, dacă n-ar exista nicio ființă umană, dacă n-ar exista nici îngerii, bun sau răi, dacă n-ar exista nimeni care să dea glorie lui Dumnezeu, Dumnezeu este slăvit în mod infinit din veșnicie în veșnicie. Atributele lui Dumnezeu sunt slăvite. El este slăvit Dumnezeu. El este slavă Dumnezeu, da? Dumnezeu este frumos. Dumnezeu este excelent în toate atributele sale, chiar dacă n-ar exista nimic. Și nimeni care să-i dea glorie sau să observe slava aceasta a lui Dumnezeu. John Piper cred că spunea că Dumnezeu își găsește plăcerea în sine însuși în mod infinit și Dumnezeu își dă slavă lui însuși din veșnicie în veșnicie. Și lucrul ăsta poate să se semene foarte
să nu spun altfel, să nu prostim cuvinte nici măcar în asociere cu numele lui Dumnezeu, cuvinte care nu trebuie asociate, lucrul ăsta pare foarte egoist, nu? Dumnezeu să-și caute propria lui slavă din veșnicie în veșnicie. Dacă te-ar întreba pe tine cineva, care e scopul vieții tale? Scopul vieții mele e să-mi dau mie slavă și prin orice mijloc să-i fac pe toți ceilalți cu care intru în contact să-mi dea mie glorie și slavă. Lucrul ăsta te-ar arăta cât de diabolic ești, da? Ai fi un diavol la propriu. Asta ai fi. Dar când este vorba despre Dumnezeu, lucrurile nu sunt așa. Lucrul ăsta demonstrează că Dumnezeu este Dumnezeu. De ce? Dacă Dumnezeu ar căuta slava altcuiva, înseamnă că acel altcineva este de fapt Dumnezeu și că Dumnezeu nu este Dumnezeu. Pentru că acea persoană sau acel lucru sau ce-o fi el, acea forță, ar fi mai grozavă decât Dumnezeu și Dumnezeu însuși ar fi un idolatru dacă s-ar duce să dea slava altcuiva. Așa că printr-o necesitate Dumnezeu trebuie să-și dea lui însuși slavă și să caute să-și dea lui slavă, da? Și în momentul în care Dumnezeu ne cere nouă să-i dăm lui slavă, Dumnezeu de fapt ne cere să nu fim idolatri. Când tu dai oricărui alt lucru sau oricărei alte persoane slavă, slava pe care ar trebui să o dai Dumnezeului care o merită, tu ești idolatru. Asta este idolatria în esență. Să nu dai slava care trebuie să-i fi dată lui Dumnezeu, da? De fapt, a dat slavă lui Dumnezeu este cel mai normal lucru care ni se cere. Cel mai normal lucru care ni se cere. E să găsești persoana sau lucrul acela din univers care este atât de excelent încât îi spui, ăsta e singurul lucru sau singura persoană care merită să-i dau slavă. Și acea persoană este Dumnezeu. E cel mai banal, cel mai logic lucru pe care trebuie să-l facem. Da? Așadar, când ne uităm la istoria revelării slavei lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să ne gândim la veșnicie. Dumnezeu este slăvit. Fie că existi tu, fie că nu existi tu. Nu face niciun fel de diferență. Asta înseamnă că crearea lumii și crearea noastră, în particular a oamenilor care purtăm chipul lui Dumnezeu și suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, crearea noastră nu a fost dintr-o lipsă pe care Dumnezeu a avut-o, dintr-o nevoie pe care a simțit-o Dumnezeu. Suntem, din păcate, duși de multe ori pe panta asta blasfemiatoare la propriu, prin faptul că ni se inoculează prin anumite cuvinte frumos meșteșugite, ideea că Dumnezeu ar avea nevoie de noi. Multe nevoie de noi. Dumnezeu are nevoie de un om ca tine. Nu are. Dumnezeu vrea să fie slăvit de tine. Vrea, dar nu pentru că are nevoie Dumnezeu. Cuvântul nevoie nu poate fi pus lângă cuvântul Dumnezeu. Să fie foarte clar. Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Ascultați-mă, Dumnezeu nu avea nevoie de mine, e o blasfemie, Dumnezeu nu avea nevoie de mine ca să-i satisfac eu nevoia lui Dumnezeu de a fi slăvit. Dacă soția ta ți-a reproșat vreodată că n-ai lăudat-o, da? Sau prin anumite cuvinte ți-a arătat faptul că vrea să recunoști anumite lucruri pe care le face sau anumite lucruri care sunt parte din ea, ar vrea să-i recunoști lucrul acesta, da? Și normal lucrul ăsta este o nevoie a ei. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeirea nu este o domnișoară sau o doamnă care din veșnicie în veșnicie s-a simțit neapreciată și a creat umanitatea care să o aprecieze. Și umanitatea a căzut în păcat și n-a apreciat-o. Și el e frustrat și o să ne trimită în ea de ciudă că noi n-am apreciat frumusețea Dumnezeirii. Dumnezeu nu este așa, da? Dumnezeu nu are niciun fel de frustrare personală născută dintr-o nevoie, dintr-o lipsă a lui, da? Să fie foarte clar lucrul acesta. Deci, Dumnezeu este slăvit din veșnicie. Slava lui Dumnezeu există din veșnicie și noi nu adăugăm nimic la ea. În al doilea rând, vedem în Sfânta Scriptură că Dumnezeu se slăvește în creație. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și pământul fiind umplut după oameni care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, urma să reflecte, asta urma să fie universul. Pământul, în mod special, populat de oameni. Să reflecte slava lui Dumnezeu. Noi creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să arătăm slava lui Dumnezeu prin simpla noastră existență. Psalmul 8. Îmi zic ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Ce este omul? Și definește pe om în relație cu Dumnezeu. Identitatea noastră trebuie definită în relație cu Dumnezeu. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat, ascultați, cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, ale lui Dumnezeu. Dar el, într-un fel, urmează să fie un administrator al lucrurilor lui Dumnezeu, să stăpânească lucrurile peste care Dumnezeu este stăpânul ultim. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Da? La creație se vede slava lui Dumnezeu în crearea omului și se vede slava lui Dumnezeu în crearea lumii. Dacă te-ai uitat la un simplu documentar,
făcut cu înțelepciune omenească, venită și ea de la Dumnezeu, ai vedea slava lui Dumnezeu în universul acesta. Mintea ar înceta să prelucreze datele pe care le auzi, pentru că nu poți să înțelegi ce e acolo. Și ai spune, Dumnezeu este cu adevărat glorios, slăvit. Cerurile, noi n-am, credeți că se gândea psalmistul când a scris psalmul ăsta, știa el ce spune când spunea cerurile? Știa el tot ce este, ce putem noi să vedem acum în ceruri prin anumite instrumente și tehnologie? Nu. Dar adevărul este acolo. Cerurile spun slava, măreția, frumusețea, excelența lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Romani 1:20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit. Cuvântul ăsta, se văd lămurit, înseamnă manifestarea atributelor lui Dumnezeu. Se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Așadar, Dumnezeu este slăvit în veșnicie. În al doilea rând, slava lui Dumnezeu se arată în creație, în creația omului, în creația lumii. În al treilea rând, vreau să ne uităm la slava lui Dumnezeu la căderea omului în păcat. La căderea omului în păcat. Și Scriptura spune foarte clar un lucru tragic despre noi și de fapt ăsta e păcatul cosmic. Ai putea să descrii esența păcatului nostru în felul următor. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani 1:23. Și au schimbat slava lui Dumnezeu, nemuritor, într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dovitoace cu patru picioare și târătoare. Deci ce e ciudat că omul s-aș lăuda cu asta. S-au fălit că sunt înțelepți. Și au înnebunit. Asta e prostia ultimă. Asta înseamnă să fii prost sau nebun. Să ți se descopere Dumnezeu, deci El s-a descoperit în ei, le-a arătat lămurit lucrurile acestea. Manifestarea atributelor sale în creație. Nebun să fii și să nu le vezi. A arătat Dumnezeu lucrurile acestea și tu în loc să dai slavă Dumnezeului care a făcut toate lucrurile acestea, să te îndrepți spre lucruri create de mâinile lui Dumnezeu și să le dai lor slavă. Să schimbi, să faci. Asta este marea tranzacție făcută prin păcat. Ai luat slava care merită doar, pe care o merită doar Dumnezeu și ai început să o dai lucrurilor. 2 Corinteni 4. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Ce preocupare are Satana? Ia uite ce preocupare are. Satana are preocuparea ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Asta e preocuparea Satanei, să nu vezi frumusețea lui Dumnezeu, care este chipul lui Dumnezeu. Acesta este al treilea punct. Noi suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ne naștem așa, lipsiți de slava lui Dumnezeu și prin tot ce facem, vrem să jefuim pe Dumnezeu de slavă, să nu-i dăm ceea ce Dumnezeu merită. Și asta e prostia, asta e orbirea ultimă. Să fie lăsată în fața ochilor tăi, să fie demonstrat cu toate dovezile posibile că Dumnezeu este glorios, este slăvit și merită lucrul acesta și tu, orb, să te îndrepți spre lucruri sau spre sine ca să dai slavă. Da? În al patrulea rând, observăm în Sfânta Scriptură și în istoria revelării slavei lui Dumnezeu că Dumnezeu a restaurat această slavă prin poporul pe care l-a ales, poporul Israel, poporul evreu în vechiul legământ. Manifestarea acestei slave a lui Dumnezeu a început să devină foarte vizibilă în momentul în care Dumnezeu a eliberat poporul din Egipt. A fost, dacă aș putea să folosesc cuvântul acesta, deși nu-i cel mai potrivit, a fost o manifestare într-o cantitate cu totul deosebită a slavei lui Dumnezeu atunci. Spune Scriptura, Exod 14:4, eu voi împetri inima lui Faraon și va urmări, dar Faraon și toată oasta lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. Ieșirea din Egipt a fost începutul manifestării slavei lui Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit. Apoi știți călătoria prin pustie, stâlpul acela de nor, focul care se manifesta, evenimentul de la Sinai în care norul a umplut muntele acela, s-a interzis accesul pe munte pentru că era o manifestare cu totul deosebită a slavei lui Dumnezeu. În toată călătoria poporului prin pustie, în toată călătoria aceea vedem manifestare după manifestare a slavei lui Dumnezeu, a gloriei lui Dumnezeu. Însă, vedem în viața poporului Israel și în special în călătoria prin pustie un aspect negativ
al manifestării slavei lui Dumnezeu și este negativ datorită păcatului omului. Când poporul cârtește, când poporul se împotrivește, când poporul se răscoală împotriva conducerii, când poporul se răscoală împotriva lui Dumnezeu ca o mâncare proastă, când poporul vrea să se întoarcă înapoi în Egipt și nu vrea să intre în Canaan, Scriptura menționează expresia aceasta, lucrul acesta. Și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii. Sau atunci slava Domnului s-a arătat întregii adunări. Și pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit norul și s-a arătat slava lui Domnului. Și multe instanțe când s-a arătat slava Domnului, Dumnezeu a ucis mii, zeci de mii dintre ei. Ceea ce a fost intenționat ca să fie un semn clar, vizibil al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului a devenit o pedeapsă lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a manifestat, Dumnezeu s-a arătat. Și când s-a manifestat Dumnezeu, în sfințenia lui, în dreptatea lui, a ucis din popor. Asta ar fi un lucru și o lecție de bună învățătură pentru noi atunci când ne dorim ca Dumnezeu să se manifeste. Când Dumnezeu se manifeste și noi trăim cu nebăgare de seamă, neveghere, în păcat, Dumnezeu se manifestă. Însă repercursiunile nu sunt neapărat plăcute pentru noi. Se manifestă slava Domnului după aceea, știți foarte clar, la cort, la templu, slava Domnului umplea cortul, umplea templu, nu mai puteau să intre acolo, da? Era un semn că Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul poporului, că Dumnezeu vrea să-și manifeste slava, da? Iar tragedia mare pe care o observăm, de exemplu, în cartea Ezechiel, este că Dumnezeu promite retragerea slavei sale din poporul Israel. Datorită păcatului, dacă citiți istoria poporului Israel, este o istorie a păcatului, o coborâre în jos în păcat în continuu. Și Dumnezeu promite retragerea slavei sale. Și în vreo două instanțe, Ezechiel descrie retragerea slavei lui Dumnezeu din templu. De exemplu, Ezechiel 9, puteți citi Ezechiel 10, după aceea, slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvim. Heruvimii și-au întins aripile și s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Ezechiel descrie și judecă poporul Israel și mustră poporul Israel pentru păcat și descrie și amenință poporul cu plecarea în exil și odată cu plecarea în exil, îndepărtarea slavei lui Dumnezeu din poporul Israel. În același timp, profeții profețesc o întoarcere a slavei lui Dumnezeu. O întoarcere a slavei lui Dumnezeu în poporul Israel și o întoarcere a slavei lui Dumnezeu care se împlinește de fapt în venirea Domnului Iisus Hristos. În al cincilea rând, după când ne uităm în istoria prezentată în Sfânta Scriptură, vedem că Domnul Iisus Hristos este manifestarea supremă a slavei lui Dumnezeu. Și acesta este paradoxul paradoxurilor din Sfânta Scriptură. Când te uitai la Domnul Iisus Hristos și la felul în care îi descrie Sfânta Scriptură, n-avea nimic care să atragă privirile. Nimic plăcut ochilor. Dar El era manifestarea supremă a slavei lui Dumnezeu. Și întreaga aș vrea să observați, aproape în fiecare etapă a vieții pământești a Domnului Iisus Hristos se vorbește despre manifestarea slavei lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre slava lui eternă, da? Ioan 17:5. Acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Fiul a fost slăvit din veșnicie. La intrarea lui în lume, la întruparea lui, spune, iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Cântau și spuneau, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Când s-a întrupat Domnul Iisus Hristos, când s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, când a venit în lume, a strălucit slava lui Dumnezeu, da? A strălucit slava lui Dumnezeu. Ioan spune, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În Evrei am văzut lucrul acesta. El este oglindirea slavei Lui. El este slava lui Dumnezeu. Dacă vrei să vezi frumusețea lui Dumnezeu, excelența lui Dumnezeu, manifestarea tuturor atributurilor lui Dumnezeu, persoana în care puteai vedea desăvârșit lucrul acesta este, era și este Domnul nostru Iisus Hristos. În lucrarea Domnului Iisus se vede slava Lui. Când a mulțit Domnul apa în vin, nu înțelegeți nimic altceva decât spune Scriptura aici, asta a vrut, autorul ne spune ce a vrut să înțelegem de acolo, din înmulțirea apei în vin. Ce a vrut să înțelegem? Ia auziți, Ioan 2:11. El ce a arătat slava sa
Și ucenicii lui, zice, au spus, de acum ne-am putea puca de băut și de făcut minuni cu băutură. Nu, zice, și ucenicii lui au crezut în el. Efectul manifestării slavei lui Dumnezeu a fost că ei au crezut în el, da? Și arăta puterea lui, și arăta puterea lui. A fost autentificat. Ioan 11:4, un text deosebit de important. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta despre moartea lui Lazar, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Ce înseamnă spre slava lui Dumnezeu? Spre manifestarea unor atribute ale lui Dumnezeu. Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Vedeți legătura care se face dintre slava lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu care este proslăvit. Când se manifestă slava lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu este proslăvit. Dați piatră la o parte, a zis Iisus, Maria, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că ce este mort de 4 zile. Iisus a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Iarăși în viața Domnului Iisus, un moment deosebit este când pe muntele schimbării la față, spune Scriptura, Petru și tovarășii lui erau îngreunați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus. Este adevărat că încorsetat de trupul acesta pământesc, uman, Domnul Iisus Hristos a avut ascunsă slava lui. A luat chip de rob, a fost în asemănarea omului, a avut ascunsă. Dar Dumnezeu a lăsat ca această slavă să se manifeste. La moartea Domnului Iisus Hristos, cred că este arătat climaxul manifestării slavei lui Dumnezeu. Când spune Domnul Iisus, Ioan 12, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău! Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Ioan 13:31. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum Fiul omului a fost proslăvit. Și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Ioan 17, rugăciunea de mare preot. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Adică ce eveniment din istoria omenirii arată mai bine slava lui Dumnezeu? În ce eveniment din istoria omenirii putem vedea mai bine mila lui Dumnezeu pentru noi? Îndurarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, pe de altă parte dreptatea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, ura lui Dumnezeu. În ce eveniment poți să vezi mai bine ura lui Dumnezeu pentru păcat decât atunci când însuși Fiul Său a fost crucificat, a fost făcut de rușine, bajocorât, ocărât Fiul Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, acolo pe cruce. În ce eveniment vezi mai bine manifestarea tuturor atributelor Dumnezeirii decât la cruce? Cu cât privim mai mult la cruce, cu atât ar trebui să vedem mai bine slava lui Dumnezeu. El s-a rugat ca să fie proslăvit, să se arate slava lui Dumnezeu în evenimentul acela. Și ar trebui să vedem lucrurile acestea. La învierea Domnului Iisus este arătată slava lui Dumnezeu. După cum Hristos spune în Roman 6, a înviat din morți prin slava Tatălui. A fost o demonstrare de putere a slavei lui Dumnezeu. La înălțarea lui, spune că el a fost înălțat în slavă. 1 Timotei 3:16. Profeții, 1 Petru 1:11, spune că vesteau mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. La venirea Domnului Iisus Hristos, a doua oară, se vorbește despre slava lui. Tit 2:13 spunea, așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea. Ce așteptare aveți de la venirea Domnului Iisus? Deci așteptăm arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și bineînțeles, pentru veșnicia întreagă se va arăta slava lui. Zice, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fiu împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, adică noi, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Așadar, în istoria revelării slavei lui Dumnezeu, persoana Domnului Iisus Hristos ocupă rolul central. În toată viața pământească a Domnului Iisus Hristos, și de fapt ne arată Biblia din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu a intenționat să-și arate slava prin Domnul Iisus Hristos. Însă mergem la al șaselea punct, care arată că mântuirea noastră, aleșilor lui Dumnezeu, celor care vor fi credincioși, au fost, vor fi vreodată credincioși, mântuirea aleșilor lui Dumnezeu se vede, sau mântuirea aleșilor este rezultatul manifestării slavei lui Dumnezeu. De ce ne-a mântuit Dumnezeu? Dacă noi predicăm Evanghelia și vorbim despre mântuirea noastră sau ne gândim la mântuirea noastră sau discutăm despre mântuirea noastră și scoatem din calcul aspectul central, adică slava lui Dumnezeu, predicăm o mântuire ciuntită, predicăm o Evanghelie ciuntită. Vreau să vă duc rapid prin fiecare fază a
mântuirii noastre și să vedeți că în fiecare fază Dumnezeu a atașat scopul acesta al manifestării slavei sale. Tu ar trebui să vezi în fiecare etapă a mântuirii tale slava lui Dumnezeu. Ceva din caracterul lui Dumnezeu. Ar trebui să contempli lucrul acesta. Despre Evanghelie se spune că este Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Sau 2 Corinteni, Evanghelia slavei lui Hristos. Începem cu prima fază a mântuirii noastre, care este? Care e prima fază a mântuirii noastre? Care e prima fază a mântuirii noastre? Să vedem dacă se vede slava lui Dumnezeu acolo. Care e prima fază a mântuirii? Fratele... Care? Nu. Predestinarea e prima fază a mântuirii noastre. Da. El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale spre scopul, spre din veșnicie s-a stabilit mântuirea noastră. Spre slava, auziți, spre lauda slavei. Lauda slavei, ca tu să te închini, să mulțumezi, să lauzi pe Dumnezeu pentru slava arătată. Faptul că Dumnezeu te-a ales din veșnicie înainte ca să existi tu, este o demonstrație a gloriei lui Dumnezeu. Nu sunteți minunați de lucrul acesta? Nu contemplați faptul acesta? Că din veșnicie înainte să fi făcut noi ceva. În Efeseni 1:11 spune, în el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să, cu scopul, să slujim de lauda slavei sale. Din nou spune lucrul acesta. Romani 9. Și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării. Dumnezeu a vrut să contemplăm în harul predestinării a alegerii noastre slava lui Dumnezeu. N-a vrut să ne batem între noi și să discutăm despre predestinare, nu știu ce lucruri. A vrut ca în ultima instanță să contemplăm frumusețea Dumnezeirii în predestinare. Chiar Calvin, dacă nu mă înșel, a vorbit despre predestinare ca despre un decret oribil, oribilul decret. El a avut în veșnicie și a aflat că n-a fost niciun decret oribil. Că este un decret care trebuie să ne facă să vedem slava și gloria lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat înainte de veșnicie. Să vezi ceva din caracterul lui Dumnezeu în alegerea ta. Al doilea aspect al mântuirii noastre este învierea noastră spirituală. Efeseni 2:6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Ne-a înviat, ne-a regenerat, ne-a adus la viață ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. El face să strălucească, auziți, bunătatea lui și bogăția harului său, două atribute ale lui Dumnezeu, le menționează aici. Le face să strălucească pentru că pe când eram noi morți, el ne-a înviat. Nu sunteți minunați de faptul acesta? Că din groapa păcatului Dumnezeu te-a adus la viață fără ca tu să fi făcut ceva. El te-a înviat. Și dai glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru că acolo se vede slava lui Dumnezeu. De asta tu răspunzi lăudându-L pe Dumnezeu. Chemarea noastră, da? Învierea noastră, chemarea noastră. Iată la ce v-a chemat El, 2 Tesaloniceni 2:14, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava. Chiar din chemarea Evangheliei ne se spune lucrul acesta. Ne-a chemat ca să moștenim, să căpătăm slava Domnului nostru Iisus Hristos. În credința care ni se dă. Ce este credința? Credința este descrisă în Scriptură în felul acesta. O vedere a frumuseții, a slavei lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile. Pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Dată întoarcerea lui Dumnezeu, convertirea, credința asta este. Punctul în care pentru prima dată în viața ta ai văzut frumusețea lui Dumnezeu. Asta este. Câți oameni știți dumneavoastră care atunci când s-au întors la Dumnezeu au vorbit despre convertirea lor în felul ăsta? Oameni care să mărturisească orbirea și nebunia lor, oripilat să mărturisească cât de orbi au fost. Dom'le, n-am văzut frumusețea lui Dumnezeu. Câți dintre oameni știți că poți să asocieze cuvântul frumusețe cu Dumnezeu? A, Dumnezeu e drag, Dumnezeu e frumos? Da, asta este slava lui Dumnezeu. Când toate atributele acelea strălucesc în inima ta și le percep ca fiind frumoase. Este cea mai frumoasă ființă din univers, Dumnezeu. Asta înseamnă că ai văzut slava lui Dumnezeu. Excelența atributelor lui Dumnezeu. Sfințirea este, de fapt, o revelare continuă a slavei lui Hristos. Ia uzi ce spune Scriptura. Noi privim, text deosebit, 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului. Așa te sfințești.
Așa se produce sfințirea. Sfințirea nu se produce când vii la adunare și eu vă bombardez cu 30 de reguli în fiecare duminică pe care trebuie să le respectați ca să fiți mântuiți. Sau vă explic poruncile lui Dumnezeu. Nu asta este sfințirea. Sfințirea este când atunci când se predică cuvântul lui Dumnezeu, automat trebuie să fie predicat Dumnezeu și prin lucrarea Duhului Sfânt noi vedem frumusețea lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Și zice așa, privim cu fața descoperită slava Domnului și suntem schimbați. Două acțiuni, privim slava Domnului și privim frumusețea Domnului și slava Domnului, lucrul acesta are o putere asupra noastră încât ne transformă și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Vrei să fii sfânt, caută să vezi slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Lucrul acesta are, poate avea cel mai mare impact în viața ta, nu regulile. Dacă nu vezi în poruncile lui Dumnezeu frumusețea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, nu vei fi transformat, nu vei fi sfânt. De asta nu credem în metodele astea psihologice. 7 pași ca să nu mai urli la nevastă ta. Trebuie să vezi slava lui Dumnezeu. Și atunci lucrurile se vor transforma. Și să înțelegi că scopul vieții tale este să dai slavă lui Dumnezeu. Să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu. Glorificarea noastră, cum spune și cuvântul glorificare, înseamnă de fapt intrarea în gloria lui Dumnezeu. Foarte multe texte, vă citesc doar unul. 2 Tesaloniceni 2, 13 și 14. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră. De ce ne-a mântuit? De ce ne-a chemat? De ce ne-a ales? De ce ne-a adus în sfințirea Duhului și credința adevărului? De ce? Ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este veșnicia. Veșnicia va fi o contemplare necurmată a frumuseții lui Dumnezeu. Și în urma acestei contemplări vom sta în uimire sfântă în fața lui Dumnezeu și ne vom închina pentru că Dumnezeu pentru o veșnicie va revela din frumusețea Lui. Pentru că este o persoană infinită Dumnezeu, pentru că este o persoană infinită, nu ne vom plictisi de revelarea slavei lui Dumnezeu. Asta va fi bucuria suprema noastră. Bucuria suprema noastră. Venirea Domnului Iisus Hristos, pe care noi o așteptăm și care este penultima fază, să zic așa, a manifestării slavei lui Dumnezeu. Despre ea spune Scriptura 2 Tesaloniceni 1:10, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi. Va arăta slava în noi, în lucrarea pe care va face în noi, când ne va lua la El, când ne va transforma. Sau 1 Petru 4:13 zice, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Așa este descrisă venirea Domnului de multe ori, arătarea slavei Lui. În istoria revelării slavei lui Dumnezeu, venirea Domnului, a doua venire a Domnului, este o revelare a slavei lui Dumnezeu. Ce va fi pentru necredincioși a doua venire a Domnului? Zice, ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Descrie pierderea, cea mai mare a necredincioșilor, este că nu vor vedea frumusețea lui Dumnezeu. Sau cel puțin nu vor percepe ca noi, care avem simțuri spirituale născute din nou și nu percepem frumusețea în felul acesta. Da? Și veșnicia toată este o manifestare necurmată a slavei lui Dumnezeu. Citiți toată Apocalipsa și vă convingeți de lucrul ăsta, vă citesc un singur pasaj. M-am uitat, Apocalipsa 5:11, m-am uitat și în prejurul scaunului de domnie. În jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Adică ei vedeau frumusețea lui și răspundeau în închinare. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat înaintea celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Toată istoria, toată Scriptura ne arată din veșnicie și până în veșnicie este o revelare continuă a slavei lui Dumnezeu. Însă, noi ne aflăm puțin înainte de final. Vreau să închei mesajul acesta cu câteva aplicații practice, moduri în care noi îl putem slăvi pe Dumnezeu. Când spun moduri în care noi îl putem slăvi pe Dumnezeu,
Nu mă refer la faptul că noi adăugăm la slava lui Dumnezeu. Când spunem că noi îl slăvim pe Dumnezeu, ne referim la faptul că noi recunoaștem slava lui Dumnezeu în primul rând și că răspundem, da, unei experiențe în care am văzut slava lui Dumnezeu. Răspundem. Recunoaștem slava lui Dumnezeu și răspundem. Recunoaștem frumusețea harului lui Dumnezeu, excelența îndurării lui Dumnezeu, a dragostii lui Dumnezeu, a bunătății lui Dumnezeu. Vedem caracterul lui Dumnezeu, vedem persoana lui Dumnezeu, suntem uimiți, contemplăm pe Dumnezeu și răspundem. În momentul în care răspunzi, tu dai slavă lui Dumnezeu. Da? Cum dăm noi slavă lui Dumnezeu? Care sunt câteva moduri practice în care putem slăvi pe Dumnezeu? Pe primul mod practic în care putem slăvi pe Dumnezeu, sau în care ni se cere să slăvim pe Dumnezeu, este să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim. Dacă nu te pocăiești, dacă nu crezi, nu poți vedea slava lui Dumnezeu și nu dai slavă lui Dumnezeu. În al doilea rând, să crezi promisiunile lui Dumnezeu care ne sunt date în Hristos. Spune Scriptura 2 Corinteni 1 cu 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. Da? Sunt autentice, sunt veridice, sunt garantate. De aceea și amin pe care îl spunem noi, când auzim promisiunile, făgăduințele lui Dumnezeu, prin el este spre slava lui Dumnezeu. Asta când auzi promisiunile lui Dumnezeu, când auzi cuvântul lui Dumnezeu și tu răspunzi și spui amin, este un amin al credinței. Este modul în care îi dai slavă lui Dumnezeu. Da, Doamne, vedem că promisiunile tale s-au împlinit și cele care nu s-au împlinit se vor împlini. Și arăți slava lui Dumnezeu. Dai slava lui Dumnezeu în felul acesta. Da? În al treilea rând, caută sfințirea. Caută sfințirea. Acesta este un mod de a slăvi pe Dumnezeu. Să cauți sfințirea. Pentru că atunci când cauți sfințirea, când cauți sfințirea, de fapt te asemeni cu chipul Domnului Iisus Hristos și în felul acesta arăți ceva din Domnul Iisus Hristos. Da? Filipeni 1:15, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Asta duce, atrage laudă, slavă către Dumnezeu. În al patrulea rând, să fii parte ca un mădular viu dintr-o biserică locală. Asta dă slavă lui Dumnezeu. Dă slavă lui Dumnezeu. În primul rând, a fi simplu membru într-o adunare locală, un membru regenerat, dă slavă lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a ales ca biserica să fie noul templu în care El își arată slava. Scriptura, știți foarte bine, numește biserica templul lui Dumnezeu. Voi sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Noi suntem modul sau suntem mediu în care Dumnezeu își revelează slava lui. Așa a ales Dumnezeu să facă lucrul acesta. Da? Pavel spune, cum se împlacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Poate nouă ne s-ar părea azi foarte interesant dacă am fi văzut și noi manifestările acelea vizibile ale slavei lui Dumnezeu, de care au avut parte evrei. Biblia spune că noi suntem templul lui Dumnezeu acum. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Și aici este modul în care Dumnezeu și locul în care Dumnezeu și mediul în care Dumnezeu își arată slava Lui. Și nu își arată slava Lui doar față de noi, ci își arată slava Lui în univers. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Sau pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Noi suntem un teatru al manifestării prezenței lui Dumnezeu, un amfiteatru al manifestării slavei lui Dumnezeu. Și domniile și stăpânirile din locurile cerești, chiar și când noi suntem plictisiți la biserică, să uită în biserică să vadă slava lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu nespus de felurită. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vece vecelor. Amin. Spune Pavel. Vrea ca să se manifeste slava lui Dumnezeu în biserică. De aceea trebuie să fii membru într-o biserică, să slujești în totală dependență de Dumnezeu în biserică. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, vedeți? Să arăți totul spre Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, ale cărui sunt slava și puterea în vecii vecelor. Da? Să faci totul în dependență de Dumnezeu. O slujire în dependență de Dumnezeu ca să arăți slava lui Dumnezeu. Să participă activ în închinarea bisericii. Ăsta este un mod în care arăți slava lui Dumnezeu în biserică. Toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Romani 15:6. Ceva când biserica se închină, să unește cu asta cerească care dă glorie lui Dumnezeu pentru veșnicie. Să dăruiești bisericii și să faci binefaceri pentru frați. Este un mod de a arăta slava lui Dumnezeu. Că spune Biblia,
2 Corinteni 8 cu 19. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului. Sau 9 cu 13, așa, că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia Domnului Iisus. Să fii mulțumitor pentru slujirea sfinților din adunare. Este un mod de a da slavă lui Dumnezeu. Că și toate aceste lucruri care se petrec în folosul vostru sunt pentru ca harul mare căpătrat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De fiecare dată când mulțumești pentru slujirea unui frate sau unei surori, dai slavă lui Dumnezeu. Pentru că acolo se vede lucrarea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, da? Și cred că noi ca biserică, legat tot de aspectul acesta al manifestării slavei lui Dumnezeu în biserică, ar trebui să ne rugăm pentru manifestarea slavei lui Dumnezeu în biserică. Și nu vreau să intrăm în niciun fel de gânduri cu privire la ceva mistic, deși manifestarea slavei lui Dumnezeu este ceva ce depășește cu totul vorbirea noastră, limbajul nostru. Pavel spune în Efeseni 1 cu 17, după ce arată planul de mântuire al lui Dumnezeu din veșnicie făcut pentru noi, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un du de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii. Aici se întâmplă revelarea slavei lui Dumnezeu, în interior. Da? Nu așteptăm ca toți să stăm aici și deodată cineva să strige, vă lau lumină, frate! În sfârșit vede cineva slava lui Dumnezeu. Nu! Duhul Sfânt, ne rugăm ca Duhul Sfânt, în mod continuu, să descopere adunării, să dea înțelepciunea adunării, să-L cunoască pe El. Cum face lucrul ăsta? Luminând ochii inimii noastre a celor care suntem deja credincioși, ca să pricepem binecuvântările lui Dumnezeu în care se vede slava lui Dumnezeu. Care este nădejdea chemării Lui? Au zis, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți? Care este față de noi credincioși nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Începe să menționeze atributele lui Dumnezeu. El se roagă ca Duhul Sfânt să ne descopere lucrul ăsta. Eu pot să vă predic 10 ore despre atributele lui Dumnezeu și tu să stați, da, interesant, dragostea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, și zicem acasă, la fel cum am venit aici. Sau putem ca biserică să înțelegem că acesta trebuie să fie un loc, un mediu al manifestării slavei lui Dumnezeu și să cerem ca Duhul Sfânt să sensibilizeze inimile noastre, să deschidă ochii inimii noastre, să vedem frumusețea lui Dumnezeu. Poate ar trebui să-ți iei un timp de rugăciune serios, frate și soră, să stai în părtășie singur cu Dumnezeu și să strigi la Dumnezeu și să-i ceri lui Dumnezeu să-ți arate frumusețea lui Dumnezeu sau lui Hristos dacă niciodată n-ai văzut-o. Dacă nu ai văzut-o, e foarte grav. E foarte grav. Dacă n-ai văzut că harul Dumnezeu e frumos. Dacă dragostea lui Dumnezeu, dacă atributele lui Dumnezeu, atunci când te gândești la ele și meditezi la ele prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, prin ceea ce se spune și se face în adunare, dacă lucrurile acestea nu-ți încălzesc inima, spiritual vorbind, dacă nu te mișcă cu nimic, nu sentimental, spiritual, duhovnicește, dacă Duhul Sfânt nu-ți descoperă frumusețea lui Dumnezeu, e o problemă gravă, gravă de tot. Despre asta e vorba în existența noastră, să dăm slava lui Dumnezeu, să vedem slava lui Dumnezeu și să ne bucurăm în ea. Scriptura de multe ori spune, să ne bucurăm la arătarea slavei sale. Când se arată slava lui Dumnezeu, omul se bucură. Altfel umblăm ca niște nebuni în lumea asta după lucruri în care credem că ne găsim satisfacția și plăcerea, hoinărim ca niște nebuni și n-avungem nicăieri. Când? În timp ce facem parte dintr-o biserică în care Dumnezeu a vrut să-și revereze slava și să ne bucure pe toți în manifestarea slavei sale. Duhovnicește vorbind. Ar trebui să ne rugăm serios pentru lucrul acesta. Pavel lasă rugăciunea asta în Efeseni 1. Modul în care slăvești pe Dumnezeu, practic, este în mijlocul încercărilor. Câți dintre dumneavoastră aveți încercări? Mai mici sau mai mari? Toți trecem prin încercări, aproape în fiecare zi. Biblia spune că felul în care trecem prin încercări arătăm slava lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în mijlocul încercării tu îți găsești satisfacția în Dumnezeu. Tu spui, Dumnezeul meu este pentru mine ceva ce pur și simplu mă face să trec peste toate lucrurile astea. Mă satisface de plin. Nu faptul că o să meargă bine în domeniul ăsta, în lucrul ăsta mă satisface pe mine de plin, ci Dumnezeu. Și dacă n-aș avea toate lucrurile, eu tot satisfăcut sunt Dumnezeu. Auziți ce spune Pavel, 2 Corinteni 4. Cu 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, adică slabe, da? Care se strică. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Slăbiciunea trupurilor noastre și a vieții noastre pământești face să se arate și să experimentăm puterea lui Dumnezeu.
Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus. Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Petru spune, dacă sunteți bajocoriți, dacă suferi pentru numele lui Hristos, ferice de tine. Fiindcă Duhul lui Dumnezeu se odihnește pentru voi. Deci în tristările noastre de o clipă lucrează pentru noi o greutate? Te gândești că de fiecare dată când treci prin suferință, Dumnezeu adaugă, contabilizează lucrul acesta și adaugă pentru tine o greutate mai mare de slavă. Să vezi mai mult din gloria lui Dumnezeu în veșnicie. Asta e răsplata ta. Un lucru extraordinar. Dar depinde modul în care trecem, da? Depinde modul în care trecem prin suferințele acestea. Trebuie să ne purtăm în așa fel încât să se vadă manifestarea slavei lui Dumnezeu în viața noastră. 1 Tesaloniceni 2:12. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca niște făcători de rele prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu. În vremea în care noi trăim, când se uită oamenii la pocăiți, mulți dintre ei spun și fac cu totul altceva, dar nu slăvesc pe Dumnezeu. N-au nicio zi a cercetării. Nicio zi a cercetării. Nu văd nimic din Dumnezeu în ei. Văd banditism, șmecherie, hoție, răutate și orice alt lucru, dar nu din slava lui Dumnezeu. Biblia a spus că arătăm lucrul ăsta slava lui Dumnezeu în felul în care ne purtăm, purtarea bună în mijlocul neamurilor. Mărturisind Evanghelia arătăm slava lui Dumnezeu. Făcând totul pentru Evanghelia arătăm slava lui Dumnezeu. I-au zis, de aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Vreau ca și ei să vadă și să guste slava lui Dumnezeu. Bucuria este un mod în care arătăm slava lui Dumnezeu. Bucuria este un mod fundamental în care arătăm slava lui Dumnezeu. Ofticarea, supărarea, plictiseala nu este un mod de a arăta slava lui Dumnezeu. Arăți că nu ești satisfăcut de Dumnezeu. Pavel spune, lui datorăm faptul că prin credință, vorbește la timpul trecut, am intrat în această stare de har în care suntem și ce facem? Și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Mă bucur acum cu gândul că Dumnezeu îmi va revela într-un mod nemijlocit slava lui în veșnicie. Acum mă bucur. Dimpotrivă, bucurați-vă că aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei lui. Deci mă bucur acum, îți bucuros de bucuria pe care o să am la arătarea slavei lui Hristos, la venirea lui. Acum mă bucur de bucuria pe care o să am atunci. Iar acela care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Să fie slavă. Da? Și să trăim pentru slava lui Dumnezeu în cele mai mici detalii ale vieții noastre. 1 Corinteni 10:31. Nu știu, vi se pare proiectul ăsta de a slăvi pe Dumnezeu un proiect greu de îndeplinit? Nu e greu. Sunteți foarte optimiști seara asta. Ia auziți, până unde trebuie să mergem? 1 Corinteni 10:31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Cum? Simplu spus, care e principiul? Ni se arată foarte clar. Arătăm slava lui Dumnezeu prin biserică, prin purtare, prin închinare. În toate trebuie să căutăm slava lui Dumnezeu. Ăsta e principiul. Cum? Cum? De fiecare dată când îți raportezi activitățile tale, lucrurile tale sau fiecare lucru banal din viața ta, la Dumnezeu de fiecare dată dai slavă lui Dumnezeu. Ăsta este principiul. Dacă viața mea, dacă toate domeniile din viața mea, dacă toate aspectele din viața mea sunt raportate la Dumnezeu, atunci dau slavă lui Dumnezeu. Dacă eu îmi definez viața, dacă îmi centrez viața, dacă viața mea gravitează în jurul lui Dumnezeu, atunci trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Atunci înseamnă că eu nu mă mai duc la lucru, că eu trebuie să dau slavă lui Dumnezeu, să stau așa în contemplare, să dau glorie lui Dumnezeu. Nu, du-te la lucru și fă lucrul ăla cum ți-a poruncit Dumnezeu și așa dai slavă lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu m-a chemat să am grijă de copii. Ai grijă de copii cum ți-a cerut Dumnezeu și așa dai slavă lui Dumnezeu. Ăsta este proiectul mare în care toți suntem angajați, să dăm slavă lui Dumnezeu. Noi ori dăm slavă lui Dumnezeu, ori nu dăm slavă lui Dumnezeu. Iar dacă nu dăm slavă lui Dumnezeu, este altceva ce facem față de Dumnezeu. Da? Nu putem fi neutri. Și ce anume putea să faci altceva față de Dumnezeu dacă nu-i dai slavă? Adică să ocărești pe Dumnezeu, da? Să înlocuiește cu ce vrei tu termenul acesta. Închei cu Isaia capitolul 6, un text foarte bine citit, foarte bine, foarte mult citit, foarte mult dezbătut.
care arată experiența privată a unui om care a văzut slava lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Isaia este un proroc, știți foarte bine. Și în anul morții împăratului Ozia spune că am văzut pe Domnul. Șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 și acopereau fața, cu 2 și acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, serafimii ăștia ce făceau? Erau într-o experiență profundă de vederea slavei lui Dumnezeu. Și strigau, exprimau lucrul ăsta. Erau afectați când contemplau slava lui Dumnezeu, da? Aveau un impact asupra lor lucrul acesta. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin, ce vedeau ei? Tot pământul este plin de mărirea lui sau de slava lui, da? Ei vedeau lucrul acesta. Toți vedeau slava lui Dumnezeu. Nu toți vedeau slava lui Dumnezeu, dar tot pământul era plin de mărirea lui Dumnezeu. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Primul semn al vederii slavei lui Dumnezeu este convingerea de păcat, pocăința. Când atunci când vezi frumusețea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu și tu ești opus a ceea ce ai văzut. Ești în total opoziție. Ia auziți. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Și în adunare și în experiența noastră privată cu Dumnezeu, atunci când vedem slava lui Dumnezeu, trebuie să ne simțim ticăloși, murdari, mizerabili, așa și cum suntem în realitate. Așa suntem. Pentru că vedem sfințenia lui Dumnezeu, ăsta este un semn al vederii slavei lui Dumnezeu. Asta este un semn al apostaziei. Când oamenii spun, noi n-ar mai trebui să predicăm despre păcat, să se vorbească așa de mult despre păcat, cu oamenii și așa îs cu conștiințele încărcate, au nevoie să audă numai despre dragostea lui Dumnezeu. Nu! Când se arată slava lui Dumnezeu unui ticălos, unui mizerabil, primul lucru pe care îl percepe este că el așa este. Asta arată slava lui Dumnezeu. Asta arată slava lui Dumnezeu. Apoi spune Scriptura, dar unul din serafime a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el. De ce a atins gura? Pentru că ăsta e păcatul pe care el îl percepe că îl are. Sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Slava lui Dumnezeu se manifestă în locul acesta prin faptul că Dumnezeu ne-a dat o cale de curățire a păcatelor noastre. Noi știm, în mod suprem lucrul acesta este arătat în persoana Domnului Iisus și în lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. De fiecare dată sau întotdeauna când se arată slava lui Dumnezeu și percepe slava lui Dumnezeu în mod corect, noi vom înțelege ceva nu doar despre păcatul nostru, ci despre soluția pe care Dumnezeu o are pentru păcatul nostru. Asta e Evanghelia. Dumnezeu e slăvit, noi suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și Dumnezeu, nu noi, a găsit o soluție pentru păcatul nostru. De aceea am rânduit toată liturgia noastră ca să fie un mod în care să se arate slava lui Dumnezeu și să percepem, să experimentăm slava lui Dumnezeu, da? Pentru că Evanghelia este Evanghelia slavei lui Dumnezeu. Nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Și apoi spune, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Fratele păstor? Cei care sunt plătiți? Comitetul administrativ sau comitetul spiritual, nu știu ce comitete mai sunt. Cine va merge pentru noi? Un om care a fost pătruns, afectat de slava lui Dumnezeu, este în al treilea rând, nu doar convins de păcat, nu doar pus sub ispășire, sub sânge, ci este în al treilea rând un om devotat lui Dumnezeu, care se dedică lui Dumnezeu. Eu am răspuns? Iată-mă! Trimite, când te afectează slava lui Dumnezeu, când se manifestă slava lui Dumnezeu față de tine, vei deveni un om care dorește să-L slujească pe Dumnezeu. Spui, ăsta e Dumnezeu pentru care merită să mor. Ăsta e Dumnezeu pentru care merită să trăiesc. Ăsta e Dumnezeu în fața căruia merită să mă închin, să mă proștin și ăsta e Dumnezeu căruia îi voi da toată viața mea. El merită lucrul acesta. Nu de fapt, asta este convertirea noastră, asta este întoarcerea noastră la Dumnezeu. Nu de fapt, ăsta este modul în care ne se aplică Evanghelia. Suntem convinși de păcat, vedem slava lui Dumnezeu, slava lui Hristos în Evanghelie, suntem convinși de păcat, ni se dă soluție și apoi ne întoarcem la Dumnezeu și trebuie să trăim și suntem chemați să trăim o viață în devotament față de Dumnezeu. Chemarea pentru noi în această seară este să dăm glorie numai lui Dumnezeu. Să experimentăm practic solid de o gloria. Dumnezeu și să-și ia gloria oricum. Să ne fie foarte clar în concluzie tuturor. Dumnezeu să-și ia gloria oricum.
Dar ce lucru minunat ar fi ca și tu să fii făcut părtaș acestei glorie. Și este interesant că Dumnezeu își ia gloria și un mod principal în care își ia gloria este prin faptul că ne glorifică pe noi. Că ne face parte nouă de slava Lui. Este un mod în care El se glorifică. Iar noi, bucurându-ne în slava Lui Dumnezeu, dăm slava Lui Dumnezeu. Contemplăm ființa Lui Dumnezeu, dăm slava Lui Dumnezeu. Și atunci este bucuria noastră supremă. Amin.